Data de 3 mai 2023 va intra în istorie ca ziua în care Kremlinul a fost atacat. Cei ce nu au reușit avioanele germane în anii celui de-al doilea război mondial au reușit două drone, iar principalul simbol al imperialismului rusesc, chiar dacă și parțial și fără a cauza prejudicii serioase, a fost cuprins de flăcări. Acest atac duce inevitabil cu gândul la Ucraina, care însă a negat orice implicare, Kievul, declarând că își concentrează forțele și resursele doar pentru eliberarea propriului teritoriu național. În schimb, cum rămâne cu sistemul antiaerian rusesc dacă două drone pot ajunge cu atâta ușurință să lovească centrul Moscovei? Rușii au calificat incidentul ca fiind o tentativă de asasinare a liderului rus, chiar dacă e greu de crezut că la acea oră Putin se afla la Kremlin. Analiștii Institutului pentru Studierea Războiului sunt de părerea că este foarte probabil ca Rusia să fie organizat atacul asupra Kremlinului, încercând să aducă războiul mai aproape de publicul intern rus și să creeze condițiile pentru o mobilizare mai largă a societății. În primul rând, spațiul aerian al Moscovei este închis. Autoritățile ruse au luat recent măsuri pentru a consolida capacitățile de apărare aeriană ale Rusiei, în special în capitală. Prin urmare, este extrem de puțin probabil ca două drone să pătrundă în mai multe straturi de apărare aeriană și să explodeze sau să fie doborâte chiar deasupra Kremlinului și într-un mod care să fie surprins cinematografic din unghiuri impresionante. În al doilea rând, răspunsul imediat și concertat coordonat al Kremlinului la acest incident indică faptul că atacul a fost pregătit pe plan intern. Dacă atacul cu drone ar fi organizat de Ucraina sau alți sabotori, ar fi fost o surpriză, iar reacția oficială a Rusiei ar fi putut fi mult mai dezorganizată. Cel puțin la început. Cel mai probabil că Rusia a înscenat acest atac cu drone pentru publicul intern, pentru a întări ideea pentru ruși că războiul purtat în Ucraina este unul existențial, dar și pentru a justifica fie anularea, fie reducerea în continuare a sărbătorilor de 9 mai. Întrebarea la care nu au răspuns rușii este despre cele două persoane care, întâmplător, exact în momentul atacului cu drone, se aflau pe cupola Kremlinului. Cine sunt și ce căutau la acea oră acolo? În orice caz, această înscenare a lovit puternic în imaginea Federației Ruse de mare putere militară, ce dispune de un scut antirachetă impenetrabil, mai performant chiar decât cel al țărilor NATO. Nu ar fi însă prima dată când scutul rusesc antirachetă și-ar demonstra ineficiența. În anul 1987, Matias Rust, un tânăr de doar 18 ani din Germania de Vest, uimea întreaga lume, zburând din apropierea orașului Hamburg direct în Piața Roșie. Faptul că lângă Kremlin a aterizat un avion, fie el de mici dimensiuni și inofensiv, evident că a zdruncinat prestigiul militar al Uniunii Sovietice. După aterizarea avionului german în Piața Roșie, Gorbaciov l-a demis pe ministrul apărării Sergei Sokolov, dar și pe șeful sistemului de apărare aerian al URSS, Alexandr Koldunov, dar și alte câteva sute de ofițeri. Tânărul neamț a fost condamnat la 4 ani de muncă silnică, dar a stat închis doar 2 luni într-un penitenciar, iar apoi, ca un gest de bunăvoință față de Occident, Sovietul Suprem a decis eliberarea sa, permițându-i să se întoarcă în Republica Federală Germană. Revenind la atacul cu drone, am putea spune că este un incident comparabil cu aterizarea avionului de mici dimensiuni în Piața Roșie, deoarece ambele cazuri au demonstrat că sistemul defensiv rus are efectiv găuri, iar sumele uriașe cheltuite pentru apărare au fost de fapt aruncate pe nimic. Dacă în primul caz, din 1987, vedem că ministrul apărării a fost demis, dar și alte persoane importante, atunci în cazul atacului cu drone, doar acuzații în adresa Ucrainei, fără careva urmări pentru responsabilii ruși din Ministerul Apărării. Cam dubios, nu credeți? Acest lucru ar putea la fel ne duce cu gândul că Moscova și-a scenat atacul cu drone, iar pentru Putin nu mai contează deloc imaginea Rusiei în lume. Să nu uităm că în anul 2024 vor fi alegeri prezidențiale în Rusia, iar regimul lui Putin va recurge la orice metode pentru că să-și asigure victoria politică, care după eșecurile militare din Ucraina, după toate sancțiunile impuse de Occident, ar putea fi cu semne de întrebare. Putin a demonstrat că pentru supraviețuirea sa politică e gata să dea foc și Kremlinului. Eu sper că v-am adus claritate prin exemplul adus și prin argumentele prezentate. Dacă v-a plăcut materialul, abonați-vă la canalul de YouTube, dar și la canalul de Telegram, pe Facebook și pe TikTok. Vreau să construim împreună o comunitate informată care poate gândi critic. Eu sunt Ion Harghel, la revedere!